că de fiecare dată sau în fiecare din cele trei relatări găsim că au fost niște părinți care și-au adus copiii la Domnul Iisus ca să se atingă de ei, să-și pună mâinile peste ei. Și ucenicii i-au certat pe cei care îi aduceau, iar Domnul i-a certat pe ucenici. Nu pot să cred că în trei împrejurări diferite, ucenicii Domnului Iisus Hristos au făcut aceeași greșeală. Dacă s-a întâmplat odată și Domnul i-a certat pe ucenici, nu cred că s-a mai întâmplat și a doua oară și încă mai puțin a treia oară. De aceea eu cred că este vorba despre una și aceeași împrejurare. I-au adus niște copilași pentru ca Domnul să se atingă de ei, să-i binecuvânteze, să rostească un cuvânt de binecuvântat. Vă rog să remarcați un lucru. Aceasta a fost inițiativa părinților. A fost dorința părinților să-și aducă copilașii la Domnul Iisus. Domnul Iisus trecea prin locul acela și ar fi plecat mai departe. Dacă n-ar fi venit părinții cu copilașii, aceia copilașii, aceia ar fi rămas nebinecuvântați de Domnul Iisus. Neatinși de el. Dar părinții au venit, auzind că Mântuitorul trece pe acolo, și au avut dorința să-i aducă la Domnul, ca Domnul să se atingă de ei. Un lucru deosebit de frumos. Apoi, vă rog să remarcați, ucenicii au avut o reacție nepotrivită. Mântuitorul Iisus, în momentul acela, era implicat în niște dezbateri. Vorbea Mântuitorul Iisus despre niște lucruri foarte însemnate, foarte importante. Aici nu se spune în mod explicit că El vorbea cu fariseii. Dar în textele paralele înțelegem că fariseii erau prezenți acolo și îl adreseseră pe Domnul Iisus într-o dezbatere teologică importantă. Aici, eu cred că erau și ei prezenți, deși nu ni se spune lucrul acesta. Pentru că în pilda pe care Domnul Iisus Hristos o spune înainte, pilda vameșului și a fariseului, îi atinge pe farisei și vorbește despre ei. Mântuitorul Iisus n-avea obiceiul să vorbească despre cineva în absența persoanei respective, așa cum nouă mi se întâmplă câteodată. Și eu vorbesc foarte multă îndrăzneală despre cei care nu sunt pe lângă noi, pe aproape. Nu e așa? Dar dacă sunt sală, tot mă gândesc cum să-mi aleg cuvintele ca să spun pe ocolite, de omul nici nu-ți dă seama ce am să spun. Eu cred că erau acolo și farisei. Domnul Iisus era implicat în niște discuții la nivel înalt. Poate de aceea a fost reacția ucenicilor așa de ciudată și i-au certat pe părinții aceia. Dar Mântuitorul Iisus a spus următorul lucru. Lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți. A oprit subiectul discuției pentru că vreau să înțelegem un lucru. Copiii au preț înaintea Domnului. Au valoare înaintea Lui. Mai mult decât noi ne putem imagina. În gândul Domnului Iisus, Domnul Iisus a așezat în pumpă. Pe de o parte niște oameni care îl trăgeau de limbă, care voiau să audă de la el ceva, dar nu voiau să învețe de la nimic, și pe de altă parte erau niște copilași care aveau atâta nevoie de binecuvântarea rostită de el. Mântuitorul Iisus i-a ignorat, i-a lăsat deoparte pe interlocutorii lui, oameni însemnați în societate, și a făcut o pauză pentru a se ocupa de copiii aceștia. Pentru că Domnul a vrut să arate că ei, copiii, au mare preț în ochii lui. Foarte important și lucrul acesta l-am mai subliniat odată, poate l-ați uitat, îl reamintesc acum. Mântuitorul Iisus a adăugat acolo un cuvânt extraordinar. Și a spus așa. Împărăția lui Dumnezeu este a unora ca ei. În cercul acela adunat în jurul Domnului Iisus, erau farisei, erau cărturari, erau oameni care erau pe din afară extrem de religioși. Mai religioși arătau pe din afară oamenii aceia decât chiar Domnul Iisus. Dar Domnul Iisus, când vorbește despre împărăția cerurilor, nu spune că a lor era împărăția cerurilor, ci a celor dași și copilași. De aceea, copilașii, aș putea să spun că pot fi priviți și considerați și ca pe un material didactic, o pildă lăsată de Domnul în casele noastre. Să ne uităm la ei și să învățăm de la ei.
Sunt câteva lucruri pe care noi le putem învăța de la ei, deși în general se crede că doar ei au de învățat. În primul rând, ar trebui să învățăm de la ei să ne încredem în Dumnezeu. Să nu lăsăm îngrijorarea să ne cuprindă inima. Copilașii nu se îngrijesc ce vor avea de mâncat peste o lună. Ei sunt mulțumiți să știe că au un tată și că au o mamă care se vor îngriji de nevoile acestea. Și noi creștini ar trebui să procedăm la fel. Să nu ne frământăm și să nu ne îngrijorăm, să nu ne preocupăm să strângem nu știu câte și nu știu câte, că ce vom mânca noi peste un an sau peste doi sau peste cinci. Să ne ajungă faptul că avem pe Dumnezeu ca Tată. Și El a făgăduit prin gura Domnului Iisus că toate aceste lucruri ni se vor da pe deasupra dacă noi vom căuta împărăția. Spuneam altădată că am putea să învățăm de la copiii noștri și atitudinea față de adevărurile Scripturii. Pentru că dacă se vorbește despre o împărăție care va să vie, un om mare ți-ar putea pune o seamă de întrebări. Și accept așa de greu aceste adevăruri ale Scripturii un om mare. Un om mare știe, cu ghilimele de rigoare, că au ieșit cosmonauții în spațiul cosmic și nu l-au văzut pe Dumnezeu. Unde-i Dumnezeu? Că l-au căutat cosmonauții, s-au uitat după El. Avem astăzi instrumente de observare a boltei cerești care străbat până la mari distanțe în cosmos și nu se vede pe urmă a locuinței lui Dumnezeu. Și omul adult atâtea obstacole pune când îi vorbește despre existența lui Dumnezeu, despre împărăția cerurilor, despre viața veșnică. Un copilaș, în schimb, atunci când îi vorbește despre lucrurile acestea, este gata să le creadă, să le primească. Și așa trebuie să le primim și noi. Domnul să ne dea multă înțelepciune. Apoi spuneam în altă împrejurare că ei, copilașii, au un spirit iertător ieșit din comun. Dacă acum se iau la harță de la o jucărie, în 5 minute, ei pot să uite cearta de acum și să se joace împreună ca și că niciodată nu s-a întâmplat nimic. Dar dacă apare un subiect de dispută între noi oamenii mari, de multe ori trebuie să treacă ani de zile până să fim în stare să ne iertăm unii pe alții, ba mai și spunem câteodată te iert, dar nu te uit, dar nu te uit. Să învățăm și noi să iertăm așa cum iartă copilași. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Aș mai adăuga câteva lucruri noi și la acest timp aleagă cu grăbire și am atât de multe lucruri de împărtășit cu voi. Voi căpătați un statut nou. De o lună și un pic de fapt l-ați căpătat. Statutul de părinți. Nu l-ați mai avut până acum. Totul e nou pentru voi privind aceasta. Toți ne-am dorit să avem copii frumoși, să avem copii buni, să avem copii care să ne aducă cinste. Când îi văd vecinii, când îi văd colegii, prietenii noștri, să poată să spună despre ei, iată niște copii deosebiți. Părinții lor și-au făcut bine datorită. Ca să devii arhitect și unul bun, trebuie să urmezi ani mulți de școală. Ca să devii un medic priceput, trebuie să urmezi mulți ani de școală și specializat. Și în mod obișnuit, pentru orice calificare, dacă vrei să ai o calificare înaltă, un salariu bun, o carieră frumoasă, pentru cariera aceea trebuie să sacrifici mult și te pregătești în ani și ani de școală. Meseria de părinte, prin comparație, aș spune că e mult mai importantă decât toate acestea. E chemarea cea mai înaltă pe care Dumnezeu ar putea să o facă unui om din activitățile acestea de pe pământ. Meseria de părinte, dacă îmi este îngăduit să o numesc așa. Și totuși pentru meseria aceasta, cu ghilimele de rigoare, oamenii se pregătesc atât de puțin. De aceea sunt atât de multe falimente în societate. Vreau să vă spun vouă, celor doi, câteva lucruri care fac pe un părinte să fie părinte bun. Întâi de toate, se cere de la voi, pe lângă faptul de a fi bun creștin, niște oameni care trăiesc cu Dumnezeu și pentru Dumnezeu, nu doar în biserică, ci și acasă, pe lângă aceasta. Mai întâi de toate, va trebui să aveți foarte mult spirit de sacrificiu. Dacă până acum v-ați gândit la voi cum să faceți și ce să faceți, de aici înainte va trebui pe voi să vă puneți în linia a doua. De aici înainte va trebui să știți să renunțați.
ca să dați mai mult copiilor voștri. Spiritul de sacrificiu este o trăsătură de caracter care începe să lipsească tot mai mult în societatea vremii noastre. Îi auzi pe cei de aici că e așa de greu să crești doi copii astăzi. Și cum e așa de greu și se vaită și se băicărește plâng, de nu-i adevărat. Dar mamele noastre au fost în stare să spele haine cu mâna la fântână sau la pârâu. Au fost în stare să dea cu sapa în grădină. Au fost în stare să încălzească jelatic, să pună în piept de călcat. Și creșteau 6-7 copii, dar se plângeau mai puțin. De ce? Pentru că aveau un spirit de sacrificiu care astăzi este tot mai rar. Ca să fiți buni părinți, un tată bun, o mamă bună, va trebui să aveți foarte mult spirit de sacrificiu. Va trebui să renunțați câteodată la bucata cea mai bună și să o dați copiilor voștri. Va trebui să sacrificați din timpul vostru de odihnă. Și îmi place să cred că mama este modelul sacrificiului suprem. Nopțile nedormite, petrecute la căpătâiul pătuțului când copilașul e bolnav, o califică pe o mamă bună să fie considerată model de răbdare și sacrificiu. În al doilea rând, voi trebuie să aveți foarte multă răbdare. E adevărat că totul este nou și parcă nu sunteți obișnuiți. Va trebui să aveți multă răbdare și vreau să vă spun de pe acum. Atunci când în familie sunt doi copii și între ei o diferență de 2 sau 3 ani, de multe ori părinții spun că se iau copiii la harță de la una și aceeași jucărie. Frate păstor, este lada asta plină cu jucării. Dacă la unul îi trebuie mașinuță roșie, la ăla îi trebuie și lui mașinuță roșie. Când la unul îi trebuie motănelul nu știu care, și la tot motănelul nu știu care. Dar nu o să atâtea în jur. Ba da. Dar așa este în firea lucrurilor. Acum, pentru că ei sunt de aceeași seamă, la voi va fi un pic cam greu, de aceea vă va trebui foarte multă răbdare. Când cumpărați jucării, să le cumpărați la fel, să nu faceți deosebire. Când, dacă tot vorbim de cumpăratul jucăriilor, vă spun și vouă ce am spus de o grămadă de ori fraților, și unii poate că m-au și crezut. Nu le cumpărați jucării care incită la violență. Nu le cumpărați jucării care dezvoltă în ei porniri războinice. E plină lumea de răutate. Nu dezvoltați în copiii voștri cumpărându-le puști și săbii, iar mai târziu jocuri pentru calculator cu violență. Țineți-i cât puteți de departe de jocurile și de jucăriile care incită la violență. Apoi, va trebui să aveți foarte mult spirit de observație. Înțeleptul Solomon a spus cândva de mult că un copil lasă să se vadă din purtarea lui ce fel de caracter va fi când va fi mare. Dacă ești un bun observator, tu vei putea să observi din timp trăsăturile acelea care nu se potrivesc, pe care nu le-ai vrea în caracterul copilului tău de mai târziu. Dacă ești un bun observator. Însă problema este că suntem preocupați. Muncim mult, alergăm mult și petrecem așa de puțin timp cu copiii noștri. Și atunci când observăm înainte de ceva, spunem, lasă că e mic, se îndreaptă de la sine. Nu se îndreaptă de la sine. Tot Solomon a spus că ceea ce a crescut strâmb nu se mai poate îndrepta. Dar câtă vreme încă n-a crescut, câtă vreme este încă la faza aceea de ușor de modelat, atunci se poate. Mai târziu nu se mai poate. Să aveți un bun spirit de observare. Apoi să fiți perseverenți. Să nu vă dați bătuți. Câteodată rezultatele întârzie să apară. Câteodată este nevoie să insistați mult. Dar vreau să vă spun, perseverența este o cheie spre succes. Vedeți, părinții aceștia au venit la Domnul. Și înainte de a ajunge la Domnul, 11 sau 12 ucenici i-au luat așa la fui de aici. Și dacă ăștia nu erau perseverenți, s-ar fi buzuit și ar fi spus, am venit, dar dacă așa ne tratați, plecăm. Nu mai venim niciodată la voi. Dar când Domnul a zis, aduceți copii aici, părinții ăștia au rămas acolo, au venit, n-au plecat spre casele lor, bozâmplați. Rezultatele frumoase nu apar ușor.
trebuiește muncit pentru ele. De aceea trebuie și multă perseverență. Multă consecvență. Ce spuneți astăzi, așa să spuneți și mâine. Și voi mâine să spuneți tot așa. Pentru că dacă astăzi spuneți așa și mâine spuneți altfel, îi derutați pe copiii voștri. Ce semănați astăzi, mâine poate se clatină, se smulge. Și apoi, încă un lucru și mă apropii de încheiere. Să comunicați între voi. Orice lucru pe care trebuie să-l hotărâți, să-l hotărâți împreună. Auzisem o contemplare interesantă despre doi soți tineri. Munceau împreună într-o zi, au avut liber de la serviciu, probabil, și munceau împreună, în spatele casei aveau un petec de pământ. Și s-au gândit să muncească împreună, să pună răsaduri, să vadă ce pun și ce, cum aranjează acolo. Și spre seară le mai rămăsese o mică bucățică de pământ în spatele casei, chiar lângă casă. Toate celelalte le semănaseră, le serviseră. Și ceapa, și roșiile, și castraveții, și ridicile, toate erau la locul lor. Dar în bucata aceea de pământ, încă nu știau ce și se lăsase seara. Fiecare dintre ei s-a gândit, o să-i fac o surpriză celuilalt. Și într-una din zile, soția a hotărât să semene ceva în bucata aia de pământ. Dar fără să-i spună soțului, să-i fac o surpriză. Probabil fasole, că îi place fasole. Soțul, într-o altă zi, s-a gândit și el să-i facă o surpriză soției lui. Și a zis, știu ce îi place soției mele. Îi plac florii. Vreau să semăn aici niște flori și să vezi ce se bucure când se le vadă răsărind frumos. Și într-o zi, pe când ea era la râu să spele haine, probabil, el a sădit acolo niște flori. Acum, timpul trecea, și fiecare dintre ei se uita ascuns să vadă răsare și asemănate acolo. Și fiecare smulcea plantele pe care nu le recunoștea. Ea se aștepta să iasă fasole și când vedea că iese altceva, le smulgea pe celălalt. El se aștepta să iasă flori și când vedea niște foi care semănau fasole, nu erau flori, le smulgea și pe acel. Și fiecare smulgea și semănase celălalt. În una din zile s-au vorbit trei și flori și au zis, măi, te-am văzut că tot te uiți să aruncat asta de pământ din spatele casei. Ce aștepți? Păi am vrut să-ți fac o surpriză. Și am semănat, uite asta. Da? Păi și am semănat? Am semănat, uite asta la altă. Și am vrut să-ți fac o surpriză. Și până urmă și-a dat seama că fiecare smulgea ce semănase celălalt. De ce? Pentru că n-a fost comunicare între